Salutare prieteni, invitata mea de astăzi este artista Alexandra Andone. Salut, bine ai venit la Via Cluj TV. Bună, bine v-am găsit. Uh, vorbim de un fenomen care, uh, până la urmă, creează identitatea comunității noastre. Fenomenul artistic. Sunt foarte multe publicații internaționale care au uh, recomandat Clujul iubitorilor de artă, de la publicații de tip uh, travel uh, care au pus Clujul uh, pe harta destinațiilor care trebuie neapărat văzute până la publicații precum Huffington Post care au desemnat Clujul drept unul dintre orașele în care este creată arta viitorului. Dintre publicațiile de travel pe care aș vrea să le menționez, aș aminti la Uniplanet, ca să dau un exemplu foarte prestigios, sau de Calvert Journal. Tu, ca artistă care creează la Cluj, simți că aceste publicații au dreptate? Da, din interiorul orașului și trăind aici, există, o, există o, o, o iubire pentru artă și o deschidere foarte mare, și receptivitatea publicului pentru cultură în general, în toate nivelele, și artă contemporană și clasică, da, susțin, susțin și sunt de acord cu. Publicul, practic, s-a învățat să consume artă încă. De pe vremea în care comunitatea noastră purta numele de Napoca, <laughs> sunt uh, tot de uh, descoperiri arheologice care confirmă acest lucru, de la mozaicuri romane absolut superbe până la uh, coloane toscane, până la havuzuri fântâni care au fost uh, sculptate de meșteri uh, în perioada romană. În uh, perioada medievală, arta a înflorit uh, din nou. Știu că Există câteva cercetări făcute de specialiștii Bibliotecii Academiei care au luat niște cărți religioase mai vechi care fuseseră învelite în piele. Pielea era de fapt pergament refolosit și când au desfăcut pergamentul pentru a restaura acele cărți au avut surpriza să descopere incunabule medievale. Bun, sigur că acele bucăți de pergament aparținusele unor autori catolici care erau desconsiderați după perioada Reformei sau în perioada Reformei Protestante, și atunci meșterii timpului au zis: Hai să luăm lucrările astea și să le transformăm în învelitori pentru cărțile noastre. Acum, când noi avem privilegiul de a le redescoperi, vedem nu doar calitatea exprimării în limba latină medievală, o limbă extraordinar de frumoasă, ci și calitatea decorațiilor, decorațiunilor incluse în aceste, în aceste lucrări și lucrurile au evoluat. Deci publicul știe să guste arta și nu, nu la public am emoții, am emoții în ceea ce privește calitatea creației artistice. Este foarte, foarte inegală la Cluj, totuși, de-a lungul ultimelor decenii, eu cel puțin am simțit o creștere continuă a calității. Tu, care faci parte din acest fenomen artistic, cum simți lucrurile? Uh, întotdeauna este de câștigat când se urmărește calitatea. Calitatea vine și din calitatea conceptului, a unei compoziții gândite, profunde, și din execuție, și din arta, până la urmă, este și meșteșug, este și filozofie, este și. Transmiterea de mesaj este o diversitate în piața locală, dar nu e numai în Cluj-Napoca, e peste tot în lume. Există foarte multe forme de expresie artistică în acest moment, chiar și în arta contemporană. Depinde fiecare artist unde dorește să se poziționeze și de obicei există și un public în rezonanță cu artistul. Mie îmi place să tind spre calitate, chiar în pictura mea se, se observă o tendință spre o idealizare atât a ființei umane, a conexiunii cu natura, a societății. E nevoie să avem un ideal spre care să tindem și aici arta e un instrument extraordinar, da. Aici de atind despre calitate, calitate umană, calitate spirituală, apropo de descoperirile de care ați discutat, că și pe vremuri ordinări așa se făcea. Categoric, da. categoric. Ce mi se pare foarte interesant este că în această perioadă, în Cluj vedem mai multe ramuri ale artei care înfloresc, pictura. Sigur că avem deja personalități consacrate, cum ar fi Nicolae Maniu, Ovidiu Avram, Adrian Ghenie, apoi avem artiști Ceramiști, cum ar fi Ioan sumetre senior și Ioan Sumetre junior. Avem după aceea artiști în sticlă, în metal, sculptori care creează și care sunt cotați, hai să spun așa, cel puțin binișor la nivel internațional și mai nou și arta digitală de la fotografie, la videografie, proiecții pe clădiri, iată că videomapping, ca să folosim termenul deja cunoscut în întreaga lume. Cum se explică această înflorire Concomitentă, mai multor ramuri. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat în ADN-ul comunității artistice din Cluj? Libertatea crește, asta? Crește, crește. Este oricum o, o comunitate destul de boemă în Cluj-Napoca, cu foarte multă tradiție păstrată și care se conservă și se duce mai departe. Aș adăuga și muzica și filmul, chiar dacă, ca și niște evenimente locale, la fel sunt o respirație culturală aici în Cluj, alături de toate celelalte arte avem festivaluri mari de muzică, avem de film foarte mari. E, este un suflet al orașului care se exprimă foarte frumos prin manifestări artistice și culturale. Eu zic că asta este ceea ce numitorul comun dacă ar fi să, așa, e Eu sufletul orașului, sufletul comunității. foarte interesantă. Da. Și atunci ne adunăm și această suflare, ca să spun așa, crește. Literatură, prin, da, cărțile, literatură, film, muzică, da. teatru. Da, balet. Balet, iarăși, da. Avem pe Sibuna Noja care vine în fiecare an cu cei mai buni balerini din lume uh, și îi pregătește da. aici vara, în fiecare vară, pe tinerii care vor să urmeze această carieră uh, și care, practic, ajung să se afirme la nivel uh, internațional. Mi se pare foarte, foarte interesant. Este iată un suflet, este sufletul bursuri. nostru da. al orașului Cluj și... Um, Asta este, cred eu, ce respiră, Este respirația orașului. Probabil și datorită faptului dimensiunea orașului nu este nici foarte mare, dar nici foarte mică și atunci este mult mai închegată această idee de comunitate și se, se resimte totul. Se formează da. rețele de da, creatori. Da, da, da. Asta aș, aș spune eu. Uh, vreau să te întreb cum ai ajuns tu să descoperi acest suflet al Clujului, pentru că ai venit din București, nu? Da, întâmplarea n-a fost dintre cele mai norocoase, dar accidentele norocoase, cum se spun, silver lining. Tatăl meu a avut o problemă de sănătate și a fost aici ajutat la unul dintre spitalele din Cluj și am venit din București, eu locuiam în București atunci să, să fiu alături de el și m-am plimbat pe jos prin centrul orașului și exact acest suflet al orașului l-am simțit. O anumită atmosferă foarte calmă comparativ cu, cu capitala. Oameni relaxați, extraordinar de manierați și politicoși peste tot, și am zis, doamne, eu trebuie să vin să locuiesc aici, plus că din uh, afara orașului, ca să zic așa, se vedea și, se, adică eu știam că este un oraș cu reputație pe respirația artistică pe evenimente artistice și chiar și o deschidere, și culturală și artistică. Adică are o reputație, cumva, ca o emblemă orașul. Experiențele în zona culturală. tale de până acum, ceea ce ai trăit aici la Cluj, ți-au îndreptățit senzația din primul moment sau. Da. În fiecare zi îmi spun ce bine, uh, ce bine am făcut că am venit în Cluj, că m-am mutat aici. Experiența e total diferită, pentru mine a fost chiar ca o viață diferită. Și am făcut și o schimbare în meserie, din vechea meserie am uh, ales să mă ocup exclusiv de artă. Și publicitate, să, să spunem, da, da, în publicitate în București. Un domeniu creativ, dar ușor diferit, mai mult în și în zona comercială. Ori tranzitul spre artă la mine a fost și o nevoie personală de a avea o activitate mai apropiată de suflet, de expresia sufletului, a individualității, o curiozitate personală, până unde pot să merg cu capacitățile mele, cât de mult pot să dezvolt un talent. Și creativitatea e oricum o zonă foarte tentantă, pentru că nu știi niciodată ce urmează. Din capul locului va fi ceva nou. Și atunci, pentru mine, am zis, trebuie să fie Cluj, să fie un oraș mai... Cu mai multă natură și avem foarte multă natură frumoasă aici și în oraș și în jur. Uh, cu o societate care are niște valori și le conservă și le dezvoltă mai departe, și un mediu artistic în care să poți să, 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 să poți să crești. O societate da. tradițională, dar nu tradiționalistă, care își conservă nu, nu tradițiile fără da. să fie. Conservatoare, deschisă spre viitor. Ca o atitudine sănătoasă, oarecum, dar și modernă. Da, aici e foarte, foarte interesant și e de asemenea foarte, foarte interesant faptul că această societate multietnică, multiconfesională, multiculturală nu se limitează strict la Cluj Napoca. Avem Turda, dar nu orașul în care. Uh, prima dată în lume a fost uh, votat principiul libertății de conștiință: fiecare om să fie liber să-și aleagă singură religia, era o revoluție spirituală în acea vreme, 1568. Avem Gherla, orașul întemeiat de armeni, și așa mai departe. Putem să vorbim și de Huedin cu frumusețea uh, picturii de pe tavanul casetat din uh, Biserica Reformată din centrul orașului, putem să vorbim și de Dej mina de sare și uh, monumentele vechi, putem să vorbim și de câmpia turzii și de comune că avem uh, exemple foarte, foarte interesante și în Sâncraiu avem Vlaha nu? cu Arhai Park, avem uh, la Răscruci un muzeu foarte interesant și avem munții apuseni cu tradiții ale unor meșteșugari care se pricep să dea viață lemnului. Practic vorbim aici de un adevărat ecosistem care s-a creat de-a lungul uh, Secolelor. Dacă uh, ar fi să vorbim despre sursele tale de inspirație, care sunt aceste surse? Multiple. Este un moment. Uh, pot să mă inspir din natură. Cel mai mult, uh, natura mi se pare cea mai frumoasă sursă de inspirație. E o frumusețe infinită la care nu te poți opri niciodată să observi și să contemplezi. Natura virgină sau creată? Uh, sau recreată de mâna omului. De exemplu, grădina botanică poate să fie o sursă de inspirație sau Da, mai da, puțin. da, 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 pentru că și omul este un produs al naturii, un creator și chiar și noi avem propria noastră creație, numai că propria noastră creație e predominantă în societatea noastră spre zone mai de construcție, de arhitectură, să zicem. Dar și uite zona. Uh, Arhitectura, artei... vezi, uite, sunt de alite <laughs> să o punem pe lista da, 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 artelor da, care îmi da. aici la Cluj. Da, poate orice poate să întrezească inspirație. Un vers dintr-o melodie, două cuvinte asociate în conversația cu o prietenă, absolut spontane, ieșite din conversație și să, să aibă o anumită rezonanță în, în mintea mea, să zic oh, asta poate să fie un titlu de tablou și de, de acolo încep să croșetez mai departe, să, să construiesc uh, orice. Cât de grea a fost adaptarea la Cluj? Am avut o, o, perioadă de adaptare. Aveam o altă viteză de funcționare cu care mă să în București și mi se părea că aici totul se mișcă mult mai încet și aveam de senzația încet că... și că tinel. Da, aveam senzația tot timpul că Uh, îmi venea să zoresc oamenii, să zic, hă, și în și taxi, de exemplu, haideți să mergem mai repede. Dar eram... de ce da. se mișcă așa de încet cu nu? Uh, Așteaptă și restul țării să ne ajungă din urmă, ca să glumesc. Să <laughs> <laughs> știe de Ardelean, eu sunt <laughs> da sunt din Alba Iulia, născut acolo, să știe că suntem mai înceți, dar nu, nu văd neapărat un defect în asta, e o calitate, să ai tihnă, să... Să chipzuie și să măsori de și să tai Să chipzuie, să măsori, să... Să mergi prin viață frumos și elegant, nu tot timpul în alergătură și stresat. Asta Dacă... e superbă! <laughs> da, Am avut o perioadă de acomodare, da. Uh, avem uh, din ce în ce mai mulți artiști care se afirmă la nivel uh, internațional. Sunt galerii de artă din Veneția, din Madrid, din Paris, din Berlin, din Londra, care cumpără autori crujeni. Uh, vreau să te întreb cum privești tu acest. Uh, Fenomen prin care arta creată aici, local în Transilvania, se internaționalizează, devine uh, disponibilă pentru un public uh, tot mai larg, tot mai global. Cred că ține de calitatea artei, ceea ce ați făcut referire mai devreme. Dacă se creează o, o artă de calitate, o artă autentică, există o pulsație autentică de, de vibrație artistică, uh, șansele să fie remarcată chiar și peste hotare sunt foarte mari. Uh, Artist este important în comunitatea sa și în comunitate crește și este un, un tot unitar cu comunitatea artist, cu comunitatea locală, dar nu nu e limitat. Iar faptul că se întâmplă acest fenomen este doar o certitudine că lucrurile sunt în direcția potrivită și sunt valoroase și sunt, această valoare este observată, că devine o, o certitudine atunci. O... Mai am o curiozitate, pentru rog. că în mod tradițional. Din 2015, încoace, ca să glumă și un pic pe seama tradiționalismului, uh, el a organizat un eveniment care sună Cluj Never Sleeps: uh, petrecere de 24 de ore, uh, expoziții de artă, uh, picnicuri uh, în uh, ziua cea mai lungă a anului, la uh, solstițiul de vară. Uh, asta presupunem că orașul vibrează, trăiește în fiecare clipă din fiecare zi, noi ca oameni avem limitările noastre, trebuie să mai și dormim uh, pentru a fi capabili să creăm. De aceea sunt foarte curios tu când crez mai bine ziua, noaptea, seara, dimineața, după ceașcă de cafea, după un pahar de vin? În mod sigur după ceașcă de cafea. Uh, cel mai frecvent în timpul zilei. Uh, în prima parte a zilei uh, crezi cel mai bine și datorită energiei, că e energia de început de drum și ai drive-ul cel mai puternic și lumina este cea mai bună dacă este lumina naturală. Dar sunt și momente în care nu poți să lucrezi în timpul zilei și am zvâcnirea pe timpul nopții și atunci după ce aș de cafea, da, e, un dans, e un dans al energiei, cumva, cel puțin în cazul meu nu e numai o acțiune mecanică, mă pun la șevală și zic acum o să lucrez 10 ore. Nu-i zugrăveală. Da, nu, nu, nu pot să-mi autoimpun, trebuie să existe și o participare, o implicare directă a mea să am toată concentrarea și toată atenția pe, pe ceea ce lucrez și atunci... Uneori, nu ai zile bune, ca să zic așa, și am în momentul. Vine e... seara, seara e mai bine, <laughs> dar trecut. Categoric. Sunt printre cei care ne urmăresc și elevi de la liceul de artă și studenți de la Universitatea de Artă și Design. Dacă ar fi să le dai un sfat, așa ca om care a ajuns acum la deplinătatea puterii creatoare, care ar fi acest sfat pentru tinerii care acum sunt la început de drum sau se pregătesc să pornească la drum? să-și urmeze vocea interioară și să-și caute tot timpul unicitatea, să meargă în interior, să-și găsească unicitatea, să o exprime cât se poate de liber și cât se poate de uh, liber este cuvântul și este ceea ce se așteaptă, cred, de la tinerii artiști. Asta vrem să vedem. Vrem să vedem prospețime, vrem să vedem unicitate. Aici uh, este una dintre calitățile ființei umane, nu? Cea de a, de a crea Asta le-aș le spune. Să înceapă vă... drumul cu un, un plonjon da. în sine. Da, exact. Cu cât mai adânc, cu atât mai înalt și din interior să-ți găsești propria unicitate, propria semnătură vizuală sau sonoră sau or, or, de, de orice fel ar fi și aceea să fie. Aici devine interesant: în expresia unică, în creativitate, în prospețime, în artă. Aici mi se pare uh, da. un sfat uh, foarte, foarte interesant și foarte, foarte binevenit. În pofida oricăror condiții exterioare, chiar dacă par vitrege cum sunt acum în pandemie, sau chiar dacă sunt descurajați să meargă totuși pe vocea interioară, că uh, cel puțin în cazul meu s-a dovedit a fi calea. Ne <laughs> mai trebuie și pandemia asta. Da. Uh, eu de-abia aștept uh, să, să vedem din nou orașul plin de viață, așa cum ne-am obișnuit până anul trecut. Uh, cred cu tărie că anul ăsta scăpăm de ceea ce era mai rău. Să sperăm. Da, rău a cum, a, cum, cum, cum să spunem, mult a fost puțin rămas și rău a cam rămas în urmă. Mulțumesc tare tare pentru participare la această invitație. emisiune. Te invit cu mare drag să revii. Abia aștept plăcere. să venim să vedem și niște expoziții în care îți prezinți uh, creațiile. Mulțumesc tare tare. Vă mulțumesc și eu pentru. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.